Bună, prieteni! Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care o să decorăm împreună jurnalul meu pentru sezonul de toamnă. Sper că o să vă placă așa gen de videoclip în care o să decorăm împreună și sper să luați ceva inspirație. Pentru că eu, la sigur, am o atmosferă așa de toamnă, de Halloween și de aia vreau să decorez și un jurnal foarte drăguț. Sursa mea de inspirație sunt Pinterest și câteva imagini de acolo pe care le-am scos la imprimantă. Și am lipit niște foaie de craft și hârtie colorată. Acest videoclip vreau să fie așa un pic mai cozy, de aia nu o să vorbesc prea mult, pur și simplu o să vă las pe voi să vedeți cam ce fac eu. Iar voi rămâneți până la finalul acestui clip ca să vedeți ceva interesant. Am primit o scrisoare de la un abonat, așa că la finalul acestui videoclip vă arăt. Deci rămâneți până la final și nu uitați să dați un like ca să mă motivați să filmez în continuare. Mersi! Așa am decorat eu această pagină, deja am și scris. Eu cred că este o pagină destul de încărcată, nu prea știam ce să mai adaug. Cam așa am făcut un fel de chestie pe care am scris ceva, am lipit un autumn photo challenge, am ars puțin foaie, am scris niște filme și cam așa s-a primit această pagină. Eu sper că vouă vă place pentru că mie la sigur da. Acum haideți să trecem la scrisoarea pe care am primit-o de la Teodora, o abonată de-a mea. Atenție, videoclipul este făcut în ziua când am primit scrisoarea, eram foarte, foarte fericită și emoțiile sunt sincere și nici nu prea am editat foarte tare videoclipul, deci sper să vă placă. Oh my god! Vai, ce drăguț! Văd și niște scociuri aici. Ce fain! Așa, două scociuri, așa micuțe, după care unul mai mare.
Este așa cu frunze, foarte cute. Așa, mai departe. Văd acest bioherbal organic infusion. Este un ceai, presupun. După care acest ceai de romanițe, foarte cute. Iar aici sunt două chestii din astea pe care poți să le folosești, cred că ca semne de carte, așa presupun eu, dar dacă vrei poți să le pui, cred că și în jurnal, cumva să le faci, dar sunt foarte drăguțe. Efectiv, chiar aveam nevoie de unele. După care, My Summer Album. Wow, dar aici sunt foarte multe chestii. Vai. Prima dată văd așa alții build-uri. Sunt atât de cute. Oh my god. I love selfie. Deci sunt așa unele simple. Iată-le. Dar astea îmi plac foarte mult. Deci, efectiv, nici nu știu unde să le pun, pentru că mi-e și frică să le folosesc. Vai. Aici sunt așa niște chestii, gen stickere făcute de ea, care sunt foarte, foarte drăguțe. Dați așa să vă arăt. Să mă uși eu, da. Ah, cookies. Foarte, foarte cute. Oh, asta îmi place la vele, drăguță. Mai departe, wow, dar mi-ai pus foarte multe. Astea la fel sunt incredibile. Iată, încă un sticker de acesta. Da, superbe, deci superbe. Vai, vai, oh my god. Astea sunt foarte frumoase, nu pot să cred. Deci eu n-am avut niciodată așa stichere frumoase. Și toate astea cu flori la fel. Deci n-am cuvinte, foarte, foarte frumoase. Mai apoi este așa niște litere. Dinozaur, așa foarte drăguț. Deci My Summer Album, le-a pus așa într-un album. Foarte, foarte frumos. Acum să mă uit încă o dată la toate, pentru că sunt efectiv superbe. Și să vedem și aici ce este. Deci, aici așa văd două foițe cu stickere, așa, care poți să le dezlipești, iată-le. Și pe partea opusă niște sticky notes, chiar sunt foarte, foarte multe și la fel foarte frumoase. Mersi foarte mult, chiar ai pus super multe, să-mi ajungă așa, foarte drăguțe. Și aici mai este ceva. Oh my god! Cu tematica Halloween! Vai! Deci, două așa chestii de la cupcake cu tematica Halloween. Sigur o să le folosesc undeva. Deci, să vedem mai departe ce sunt aici. Niște imagini la fel, așa, pe care poți să le folosești post de stickere. Apoi vi le arăt pe toate. Sunt așa mai vintage, cu iepuraș, așa, cu un tub și niște foițe. Mai departe, să vedem ce este aici. La fel, așa, niște stickere făcute de ea. Aici sunt niște chestii, așa, gen pe care a scris că pot să le tai eu. Câtă vreme cacao crește în copac, ciocolata este pentru mine un fruct. Ce drăguță asta, mi-a plăcut mult. Deci sunt diferite imagini cu, cum să zic, maxime, cugetări. Da, nu știu cum să le numesc, că am uitat deja. De la atâta drăguțenie, dar sunt foarte superbe. Deci, cât doresc mai mult, cât primesc mai mult. Deci, citate, iată, iată cuvântul, citate. Sunt foarte multe citate pe care pot să le tai eu singură. Să văd, da, deci aici mi-a scris că pot să le tai eu cum doresc. Mersi mult. Deci, mai departe, vedem la fel așa niște stickere. Mai sunt, iată, trei stickere din astea drăguțe. Asta este pur și simplu wow. În sens că îmi plac mult biscuiții, chiar mai nimeri foarte bine și merg și biscuiți cu unt și lămâie pentru ceai, deci tot pachetul, știi? Da, mai departe văd așa două lecoplaste, dacă pot să le zic așa, nu știu cum le spuneți voi, cu Peppa Pig, deci superbe, superbe, deci nu pot să cred, foarte drăguțe, îmi plac foarte mult. După care aici vine o scrisoare. Scrisoarea deja nu o să vă arăt, dar o citesc și revin imediat. Țin acum scrisoarea în mână, deci am rămas așa fără cuvinte. Îmi este foarte, foarte plăcut de toate cuvintele pe care mi le-ai scris acolo. În general, sunt niște cuvinte foarte drăguțe. Mă bucur mult că ai descoperit acest canal și că ne-am putut trimite aceste chestii. Este nu pentru prima dată când fac așa tip de scrisori, însă știi,
La fel și la mine este nostalgie, pentru că de mult nu am făcut așa tip de scrisori și acum când m-am împărtășit așa cu tine, deci m-am bucurat foarte mult și îți mulțumesc. Cu siguranță o să folosesc aceste lucruri pentru că sunt superbe și sigur o să am ce face cu ele, dar sunt foarte multe și mai ales stickerele, pur și simplu, nota 10, foarte, foarte drăguțe. Sper că știi să-ți placă ceea ce ți-am pus eu și sper că scrisoarea mea la fel a ajuns la tine. Dacă nu, păi cred că o să dureze ceva timp, pentru că la noi poșta din Moldova este un pic ciudată și se tem să trimită scrisori, dacă au ceva mai mult chestii decât doar niște simple foi. Deci ei se tem că o să le întoarcă înapoi, însă ei sunt sigură că tot o să fie bine și dacă încă nu ți-a venit, mai așteaptă. Iar acesta a fost, cred că, tot videoclipul. Îți mulțumesc încă o dată și mă bucur foarte mult!